extrem de naționalist și anti și radical anti-european, aici el se va bate cu Dragnea, că și Dragnea este acum naționalist anti-european, doar că Dragnea e vopsit. Nu e pe bune, că el când se duce la Bruxelles zice că îi iubește, când vine la București îi critică. Îl votează de-al domnului judecat. Da, îl votează de-a-i face un dosar penal lui Timmermans. Deci din punctul ăsta de vedere nu ne batem pe aceiași votanți, însă cred că Sebastian Ghiță cu PRU îl vor obliga pe Dragnea să se decidă dacă e naționalist anti-european sau e progresist pro-european. Că nici Dragnea nu mai știe, el e socialist, dar e mai bogat decât toți capitaliștii și ține cu România și ne vinde companiile la străini. Deci, succes, mai ales că îi creează o problemă lui Dragnea și cine creează problema lui Dragnea e, ține pe e, da, e bine.